Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la video de astăzi. Așa cum ați observat probabil din titlu, avem un episod cu întâmplări incomode sau întrebări incomode cu domnul Ariel Șiepuri. Ariel, te salut! Aici ne prezintă un iepuraș pe masa de prezentare. Este vorba de un haicol. Haicol francez gulerat. Un masculaș tânăr, are o montă, pentru că nu putem să zicem că un cuib, că femeia aduce cuibul. Dar am făcut o montă cu el, cuib numeros, marfă de calitate și îi de la femeia ce am achiziționat-o de la Dănuț și Iepurii, cu masculul. Mascul de la Nicu Tămășel și mi-a dat acest exemplar. Ce vârstă are el? Are un an? Nu, câteva luni. Bun. 7 luni, cam așa. Bun, prima întrebare, începem cu ceva mai simplu. Te rog să ne spui așa în câteva cuvinte, dacă poți, de unde pasiunea asta pentru iepuri, acum cât timp a venit, adică acum câți ani, și ce te-a făcut să continui? Când am achiziționat casa, locuința, atunci ne-am mutat și în primăvară de Paști, tatăl nostru a cumpărat 2 iepurițe belgiene, gri cincila, de la vecinul Arthur. Și atunci am început, să zic așa, să am pasiunea pentru iepuri. Inițial o să zic că să cumpere pentru noi, ca să ne jucăm ca și copii, după care le sacrifică. Și mie mi-a fost drag de ele și am zis că nu sacrificăm, că eu mă pun să cresc iepuri. Deci la mine totul se multiplică. Dacă îmi dai o pereche, îți fac 100 de iepuri. Dacă îmi dai 2 perechi, îți fac 200 de iepuri. La mine totul se multiplică. Și acum cât timp a fost acest... În toamna lui 2000 am cumpărat casa și anul următor, în 2001, am început să cresc iepuri. Acum fiind în 2024, de sunt... 24 de ani. 23, cam așa, 23-24 de ani. Bine, a fost cu întreruperi, pentru că în perioada aia eram cu casa în construcții. Casa fiind de pământ bătut, trebuia tencuită una alta și atunci bunica noastră locuia aici, i-am amenajat o cameră și noi veneam doar în weekend și atunci coseam fânețe să aibă toată săptămâna și în weekend veneam să fac monte, să fac curățenie la iepuri și în fiecare zi apă și fânețe le dădea bunica mea. Ulterior am bătrânit, deci câțiva ani, nu știu să spun exact, 3 ani, cam așa, nu am mai putut să aibă grijă, pentru că nu putea să aibă grijă nici de ea și atunci am renunțat, dar nu numai din cauza asta, ci și că a venit mixomatoza. Eu fiind copil, la acea vârstă, veneam când aveam practică. Făceam practică la școală și ne dădea zile libere. Dacă ai făcut ceva lucru bun, ai zile libere. Și când strângeam câte o săptămână zile libere, veneam aici să am grijă de iepuri, să cosesc, să îi înmulțesc și alte lucruri. Și în anul acela, când nu s-a simțit bine și bunica mea, a venit și mixomatoza. Și atunci, neștiind cum e cu boala, am sacrificat toate exemplarele. Și, nu știu, pe vremea aia aveam și atunci vreo 10 femele, le dădeam la montă și puii toți îi puneam în coteț la grămadă. Deci era doar pentru familie, nu dădeam la alții și toți îi sacrificam. Am înțeles. Dar el, haide să mergem cu o altă întrebare, să zicem așa, puțin mai grea, la un nivel următor, ca să spun așa. În momentul de față, ai putea să aproximezi cam câți iepuri ai avut
de când crești tu, de ordinul miilor, milioanelor sau... Păi nu te-ai gândit la întrebarea asta. Numai acum, recent, ca să facem așa un calcul, pentru că nu-i bine să calculez. De am zis aproximativ. Dată, când făceam o numărătoare, îmi mureau de iepuri. Ești asta superstițios. Nu-i superstițios, e o lege a Universului sau așa ceva. În Biblie zice de împărat, împăratul David, când a făcut numărătoarea peste popor și a numărat ca să se laude la vecinii din prejur, a venit Dumnezeu înaintea lui și a spus că îți spun aici cum vrei să te pedepsesc. Cu ciumă în popor sau să mor de sabie și a spus împăratul că mă las în mâna lui Dumnezeu decât să mă lovească vrăjmașul, mai bine să-mi dea Dumnezeu pedeapsă. Și atunci 3 zile au fost molimă în popor și mureau oamenii pe capete, cum e boala hemoragică. În fiecare zi numai vezi că pică oamenii și mor. No, așa s-a întâmplat, pentru că o făcut numărătoarea. Și de aceea, dacă știți și la ciobani, nu numără oile și nu spune numărul exact. Peste 300, peste 500, peste 1000, deci chestii din aștia. Nu se spune cifra exactă. Și atunci și eu, după ce am pățit de vreo 2 ori cu numărătoarea, după aceea am renunțat să mai fac. La fel, peste 200, 300, le dădeam un sac de granule. Deci dacă 300 de iepuri aproximativ, poate și peste 300, acum dacă le-am dat 2 saci, înseamnă că e dublu. Teoretic, practic, nu știm, dar cam dublu exemplarele. Și de aia zic că nu se poate ști o cifră exactă, pentru că sunt și adulți și pui. Bun, și da, atunci, ca dacă le dădeam cantitatea pe care trebuia să o mănânce, trebuia să le dau mai mult. Deci erau foarte multe exemplare. Și atunci de aia zic că dacă a fost la un sac peste 300, la 2 saci, nu mai zic. Bun, dar în decursul timpului ți-au trecut mii de iepuri prin mână, nu? Exact. Ai putea să ne spui care a fost cel mai valoros iepure și dacă poți să ne arăți cel mai valoros iepure sau dacă nu există un iepure cel mai valoros, un iepure care ți este ție mult drag și ne-l aduci aici pe masă ca să-l prezentăm, pentru că pe acesta l-am prezentat deja și... zic că s-a văzut destul de bine. Acum valoroși toți îs, pentru că dacă faci selecție pentru matcă, tu ți-i selectezi cei mai buni dintre cei buni. Da, dar poate ai unul preferat. Nu mai am preferat, pentru că în momentul când am ales să fiu tot cu superstiția asta, în momentul când am ales să-mi placă de unul, mureau. Am avut cei 2 gulerați, dacă știți, de la Nicu Tămășel și de la Rareș, și mi-a murit de căldură. Unul am reușit să-l sacrific, celălalt nu. N-a fost aer, i-am lăsat la liber în grădină și cu toate astea, în timp de o săptămână, tot a murit. Bun, dar să știi că aici tot la întrebări... Ăla îmi era mai drag față de ăștia alți, că era mă Bun, rog, cu minte, am înțeles așa. Treaba asta, dar o să spun întrebarea altfel atunci. Te rog să ne prezinți un iepure, un alt iepure în afară de ăsta, de acesta pe care îl avem în imagine, care să fie așa mai reprezentativ. E ok întrebarea așa? Ca să fie păi și ăsta e reprezentativ. Bun, altul care să fie reprezentativ, da? Hai că punem o pauză și aștept să vedem ce ne mai aduce. Așa, domnul Ariel, ați revenit. Avem aici un nou exemplar. Am schimbat imaginea. Cu un? Belgian. Mascul belgian. În vârstă de? Și ăsta e tânăr, n-am montat, am făcut o singură montă cu el, dar nu a reușit cu femeia aia ce a avut o problemă cu fătarea. Deci am făcut o singură montă și după a venit căldura și am zis că continui montele pe toamnă. Deci e tinerel, are 7 luni. Tinerel, da, 7 luni. Așa. Deci bun. Nu mai dețin iepuri bătrâni. Și din cauza că au fost probleme de sănătate și... Bun, am înțeles. Să sacrifică ăia bătrânii.
A, ok, am înțeles. Bun, următoarea întrebare era, să zicem, dacă acum vine cineva și te-ar întreba cât valorează acest iepure sau cât costă acest iepure, ai putea să ne dea un răspuns, să-i dai un răspuns sau să ne dai un răspuns? Păi ăștia sunt iepurii cu care vreau să continui, iepurii de matcă, și atunci nu știu ce să zic, 10 milioane dacă ar spune, probabil că i-aș da, dar numai în cazuri excepționale. Adică la cineva dacă își dorește cu adevărat, trebuie neapărat, uite, îți dau atâta. Dar ca să le iei să-l sacrifice sau așa, Deci nu cam mi-aș 10 dori. milioane. Bun. Acum să spun și o întrebare, nu știu dacă ai mai văzut întrebări de astea incomode, pun și o întrebare pe care eu știu răspunsul, dar mulți care se uită nu-l cunosc și atunci vor fi curioși să-l afle de la maestru Ariel, ca să zic așa, cât de mult ți-ar fi milă de un iepure de genul ăsta dacă ar fi să-l sacrifici? Ai putea să-l sacrifici? Păi Tu... am sacrificat, dar din probleme de sănătate. Adică a fost căldură. Dar nu apelezi la cineva ca să facă sacrificarea. Tu, direct, cu sânge rece, vii și execuți Nu știu, situația. sânge rece, sânge cald. Sânge cald, nu? Cu sânge cald vii și rezolvi situația. Deci când e probleme de sănătate, nu știu, un exemplu, sacrificam niște iepuri tineri acolo. Și am văzut că dă din picioare berbecul. Am avut aici un berbec culoarea Havana și nu mai putea de la căldură, insuficiență respiratorii și după a început să dea din picioare. Nu, am venit în secunda următoare și o trebuie să-l sacrific. Deci a fost de nevoie, dar eu l-am ținut de drag și de reproducere. Și de aia zic, acum am băgat alt exemplar acolo, unul albastru, și de aia zic, tot de reproducere îi țin. Deci fac și sacrificări cu cazuri excepționale, dar așa să-l iau exemplarul ăsta și să-l sacrific, îmi spune cineva, nu, n-aș face lucrul Doar dacă acesta. oferă 10 milioane. Dar nici pentru 10 milioane, numai așa de Bun. reproducere. Bun. Să mergem către următoarea întrebare. Îmi place că răspunzi foarte complet și haios așa la întrebări. Este adevărat că șobolanii, nutriile, pisoi, adică motanii, pot monta o iepuraică și ea să rămână gestantă? Așa Nu. am auzit această părere. E Și mie adevărat? mi-au spus lucrul ăsta că pisica și șobolanii, dar nu e adevărat, pentru că e altceva. Și ei, între ei, se ceartă. Am avut exemplare, vă dau exemplu, fluture belgian. Femela nu l-a acceptat nicicum pe mascul. Era în călduri, roșu aprins, nu a vrut să-l accepte pe fluturele mascul. Nu știu din ce cauză. L-a mirosat când o știu că el, după miros, nu i l-a mai trebuit. Când am luat alt exemplar și am băgat la alt exemplar, pe ăla l-a acceptat în secunda 2, o ridica fundul și o sta la montă. Deci și ele cunosc legile naturii și nu fac prostie iepuroaicele să se împerecheze cu alte nații. Că-i pisică, că-i... Am văzut și eu pisica că s-a urcat pe iepure și o dat din fund. Am avut iepuroi. Când au venit, făceam curățenie, am pus deasupra cuștii, au venit pisica, s-a urcat pe pisică și o dat din fund. Dar nu că ori făcut montă sau să se împerecheze. A fost un instinct din ăsta. Am Și înțeles. masculii Dar se a călăresc fost. unul pe altul și femelele se călăresc una pe alta din instinct, dar nu că să se împerecheze, să se reproducă. Am înțeles Deci astea sunt răspuns. prostii, glume, Da, băbești eu sau nu știu cum să știam, spun. evident că au o altă genă cromozomială și nu se pot Și împerechea. ca să înțelegeți din ce cauză, nu se poate împerechea nici iepurele de casă cu iepurele de câmp. Iepurele de casă are 30 de zile gestația și iepurele de câmp are 40 de zile. Și iepurele de casă, fată iepuraica, iepurașii fără păr, deci în pielea goală numai pieluța se vede, rozie. Și iepurii de câmp la 40 de zile au și blăniță pe ei, păr, și se descurcă singuri. Deci ei la Da. 40 de zile umblă pe acolo și caută după mama lor să îi alăpteze. Deci nu se pot împerechea. Bun, îți mai pun o întrebare și pe aia o să te rog să schimbăm exemplarul care
îl avem aici, să mai aducem și un altul, să aduci și un altul. Care a fost cea mai haioasă sau neobișnuită monedă de plată a unui iepuraș? Adică a venit cineva care să-ți ofere, spre exemplu, 3 saci de porumb sau, nu știu, 2 căței sau, nu știu, o brățară sau un ceas sau ceva, adică un troc din acesta? Nu, mi-au spus că dacă fac schimb cu iepuri, chiar săptămâna trecută sau zilele trecute, cineva o dat la montă și i-a ieșit, deci masculul era cap de leu și femela era ceva fluturaș. Și i-a ieșit niște pui mici și m-a contactat și a zis că numai nu cresc iepurașii. Dar el înainte de asta a zis că nu, aș vrea să fac schimb, să-i dau alții iepuraș care să fie de sacrificat și să-mi dea el alții, să fac schimb pe schimb. Și atunci l-am întrebat ce și cum, am intrat în detalii, întrebări din astea subtile, că să-l descos, ca să zic așa, și după aia am aflat că el avea un mascul de cap de leu pe care l-a tăiat. Era cap de leu metisat și era puțin mai mare, dar puii pe care i-o dat au fost tot micuți, deci numai nu se dezvoltau și arăta tot mărimea de cap de leu. Am înțeles. Bun. Și atunci au zis că să fac schimb. Păi nu pot să fac schimb iepure mare să-ți dau pe iepure mic. Dar n-ai făcut schimb. N-am făcut, dar mi s-a sugerat astfel de lucruri. Bun. Ok, hai să vii și cu următorul. Așa, domnul Ariel, ce ne prezinți aici? Aici avem un berbec german, categorie mare, uriaș, albastru. E din femela de la Eugen Lăcătușu, tot albastru a fost. Pentru cei care știu, i-am făcut tatuaj în ureche cu numele Ariel, mama lui. Și el a fost vârf de cuib. Vârf de cuib din a doua serie, că din prima serie i-am dat. Și după aia am constatat, bă, zic, eu dau exemplare faine la alții și mie nu-mi țin. Și atunci am zis că, bă, trebuie să-mi țin și mie. Și trebuia să-l dau. Deci așa a fost vorba că-l dau și cine mi-a spus că îmi face ofertă, a spus prețul prea mic și am zis că își bate joc de mine și atunci nu l-am mai dat. Și am zis că îl păstrez pentru mine. Deci eu fac afaceri, fac și negocieri, dar nu-mi place ca cineva să-și bată joc de mine. Corect. Bun. O altă întrebare să, așa, să ți-o adresez ar fi referitoare la cea mai frumoasă întâmplare pe care ai avut-o cu iepuri, dacă poți să ne vorbești. Care a fost o întâmplare așa memorabilă sau care ți-aduce aminte de ea? Nu știu. A, e bună răspunsul, dar mai încearcă. Nu. Memorabilă? Nu, adică nu știu, să zicem... Uite, au venit nepoții la mine... Și am avut iepuroica de uriaș de Transilvania gestantă. Și am zis, bă, s-o împerecheat, dar nu mai știu cum a fost treaba, că n-am avut spațiu, n-am avut cuști și am lăsat masculul cu ea. Zic, dar nu mai țin minte ziua respectivă, că ea nu era în călduri când i-am băgat împreună. Și s-o împerechea și nu mai știu, dar după cum arată și vulva, că i-am căutat și le-am arătat la nepoți. Uite, ar trebui să fie de a făta. Că vulva era umflată și am condus la mașină și ei plecau și pe când era pe drum am venit să văd ce face iepuraica. Iepuraica deja a început să fete, repede am scos telefonul și am făcut filmare. Deci și... o întâmplare plăcută. Da, asta a fost o întâmplare și plăcută și hazlie și am așteptat să termine de fătat. Nu, era o fătare live. Fătat? Nu mă știu, dar cui numero 10, 12. Bun. Și atunci imediat le-am scris și la nepoți, bă, vezi că iepuraica a fătat deja. Da, nu cred. Și am arătat poză. Am crezut că ne povestești de un iepure care l-ai luat și până a ajuns acasă și făcut voi. Dar e bună și asta. Asta era gluma cu Marian Fenechiu. Da. Bun. Eu acum o să-ți mai pun o întrebare, că na, sunt incomode și n-am ce să fac. Nu pot să te menajez așa mult, că zice lumea că pe urmă nu spun și întrebări de-astea mai tăioase. Dacă vrei să răspunzi la ea, răspunzi. Dacă nu, poți să nu răspunzi. O întâmplare nefericită. Nefericită, ce să zic, când a venit pandemia peste mine, aia a fost nefericită. Dar m-am așteptat.
Nu, dar să dezvolți așa puțin și cam ce ar însemna pandemia, că oamenii se întâlnesc poate la COVID sau la altceva. Înainte de asta, deci eu, după cum am zis, că m-am apucat să fac filmările astea pe YouTube ca să învețe și oamenii despre creșterea iepurilor. Nu să povestesc, aici am iepurele 620, aici am 115, cum au cei care au ureaș gri german, că ăsta e cel mai vandabil și răspândit și reclamă se face. Și eu am zis că nu vreau să fac copy-paste același lucru, odată că nu-mi place ureașul german, că e pretențios, a doua oară că are aici păr și asta am vrut să vă arat, deci năpârlește urât, ăsta e berbec german, dar ureașul german e exact la fel. Și are aici cârleonții ăștia, după cum vedeți, deci năpârlește urât și asta e frumos ce vedeți aici. Trebuie să-i periez aici așa la fund, de asemenea să face, nu știu dacă vedeți, deci ăsta e tinerel, dar să vedeți la ăia de 7-8 luni. Câte luni are el? Nu mă știu. Bun, dar zine ce e cu pandemia, ca să nu ne depărtăm de răspuns. Cu pandemia am achiziționat un iepure cu boală care mi-a adus pandemia. Adică pandemie ce înseamnă? Mortalitatea a majorității efectivului de iepuri. Undeva la 90%, nu? Boala hemoragică, da. Mai mult de 90% îți mor iepurii. Eu asta vreau să spun. Dar ai trecut peste asta? Am trecut. Și ai făcut iar numărul la loc. Și am depășit. A, deci partea bună, orice nu te omoară, te face mai puternic. Exact. Da, deci am trecut peste și lucru nefericit. Am avut și prieteni apropiați care m-au susținut, m-au încurajat și în clipele triste și așa am vorbit cu ei, printre care unul din ei și fratele meu Cosmin, care mulțumesc. Îmi ia interviu. Nu prea am, și am cât discutat, am putut și... Am discutat tot felul de probleme, situații și m-au ajutat ca să trec peste. Da, și mulți alții, dar acum nu vreau să enumerăm că poate omitem pe câțiva și să nu se supere. Da. Având în vedere că nu o să facem foarte lung acest interviu, o să trebuie să schimbăm iepurile și o să mai am un set de 3-4 întrebări pe care o să ți le adresez. Am revenit cu Ariel, cu un alt exemplar. Te rog să ne spui 2-3 cuvinte despre el. Ăsta e un supraviețuitor de la pandemie. Deci el, fără să fie vaccinat, fără nimic, a avut imunitate la virusul ăsta, la boala hemoragică. Și chiar ce vârstă are? De parazitare nu i-am făcut măcar. Ulterior i-am făcut, dar atunci nu a avut nici de parazitare, nici vaccinare. Și era supraviețuitor. Exact. A avut 5 luni de zile, cam așa, 4 luni, nu mai știu, în momentul pandemiei, ca să zic așa. Și a avut doi frați mai mari, mai puternici ca el și nu știam pe care să îi selectez. De aia să ține mai multe exemplare, să poți să faci selecție. Și uneori mama natură, să zic așa, ți selectează, cum a fost cu pandemia, alteori tu faci selecția. Deci eu i-aș fi optat pentru 1 și 2 și el a fost numărul 3. Și vorba aia, nu știi de unde sare iepurile. Exact. Și a sărit numărul 3. Și de aia zic că nu știți de unde sare iepurile, de aceea e bine să selectați mai mulți. Că până la toamnă, când se fac montele, nu știi care îți rămâne în viață și deși acesta e exemplar foarte bun, am montat și la alți prieteni, cunoștințe, și mi-a dat rezultate foarte bune și am achiziționat pui din el. Deci de aia zic că foarte bune, supraviețuitor. Da, bun. Hai să-ți mai pun o întrebare, te rog frumos, dacă vrei să ne răspunzi. Spre exemplu, care a fost fătarea cea mai numeroasă, dacă ne putea spune un număr mai exact? Că bănuiesc că fătări de unul sau niciunul au avut toată lumea, dar să vedem cât ai avut cel mai mulți pui de iepurași. O iepuraică de fluture au avut 18 bucăți. Al 18-lea nu era format, deci oricum a dus peste termen cu 5 zile, parcă 4 zile, nu mai știu exact.
și al 18-lea nu l-au putut forma, că erau foarte mulți. Vă dați seama, 18 înseamnă dublu. Deci puteam să pun la două iepurace numărul ăla. Și 17 erau vii, sănătoși și mărișori. Și câți au ajuns la final? Câți au ajuns? Păi nu mai știu să spun exact, pentru că aproximativ, tot așa a fost pe căldură, a venit căldura și iepuraica aia mi-a murit. Am înțeles. Și atunci, din cauza că mi-a murit iepuraica foarte în scurtă vreme, nu știu să vă spun exact, după o săptămână, două săptămâni de viață, și tot așa treptat, deci, treptat, 18 bucăți. Or murit, dar nu mai știu, 5 sau 6 mi-au rămas. Deci oricum au avut imunitate bună să le moară mama la două săptămâni, sau nici două săptămâni, nu mai știu, și să supraviețuiască. Bun. Le-am pus lapte de capră, asta vreau să subliniez, le-am pus lapte de capră în păhărel, i-am dus pe fiecare să bag năsucul acolo și ei după miros s-au dus să bea lapte de capră. No, asta a fost ce am ajutat eu. Poate au ajutat, nu știu. Bun, da, vezi ce înseamnă și laptele de capră. Bun, să mai încercăm o întrebare, ar fi, spre exemplu, se zice că iepurii aduc ghinion, adevărat sau fals? Mă, nu știu dacă duc ghinion, dar sunt foarte costisitori. Asta știu foarte sigur. În zona noastră nu prea este vânzare ca și în Rusia, Moldova, Franța, Ungaria. Acolo se mănâncă iepurele. Dar la Malta, noi, din păcate, Italia, nu sunt așa consumator. La noi se consumă carnea de pui și de porc. În schimb, mie nu-mi place să cresc pui și porci, nu-mi place mirosul. Taică mi-o are câteva găini acolo, dar eu nu. Am înțeles, da. Uite, acum spre final îmi vin multe, multe întrebări în minte pe care ți le adresez, dar nu o să putem lungi foarte mult acest video. Promit că poate reușesc să mai fac un interviu mâine cu tine pe lumină, pentru că nici aici nu avem o claritate foarte bună a imaginii, dar este noapte, suntem pe blitz și na, nu se vede foarte clar. Exact, foarte clar. Este adevărat că domnul Ariel cheltuie lunar 1000 de euro pentru întreținerea iepurilor? Așa se aude, se zvonește. Păi da, un palet. Deci au venit cu microbuzul la mine și am umplut mașina și un palet de granule sau de ce? Dacă iei de la Versele Laga, îi 40. Poate oamenii înțeleg un palet de... Un palet de saci de cu granule. Lucernă. 40 de saci lunar. Deci 40 de saci sau peste 40 de saci lunar de la Versele Laga. Alea îs la 20 de kilograme. Deci granulele. Tu cheltuiești 5.000 de lei, 50 de milioane de lei vechi pentru întreținerea iepurilor în ceea ce înseamnă numai mâncare. Da. Deci foarte mulți bani și asta, cum am subliniat, doar pe granule, dar mai iei un penstrep, acolo dai 50-70 de lei, iei enrofloxacină 80 de lei flaconul, iei vitacanin, tot cam așa, în jur de 80 de lei. Hai ca să mai încercăm încă două întrebări, să nu mai lungim pe partea aceasta. Ai putea să trăiești fără iepuri? Păi am trăit fără ei. Adică dacă n-ai mai putea să stai să nu mai ai niciun iepuraș? Când am avut pandemia, am rămas cu 8 exemplare, parcă, printre care și exemplarul ăsta. Am plâns, am suspinat, m-am năcăjit, am mers mai departe și i-am înmulțit din nou. Acum, asta am cerut de la Dumnezeu, că vreau să fac exemple din viața unui crescător de iepuri, cu ce se confruntă. Și să-mi dea și încercări ca să pot să prezint în filmările mele, dar să nu-mi dea prea greu ca să nu o pot duce. Deci încercarea prin care trebuie să trec să nu fie prea greu să nu o pot duce. Și poate dacă mureau toate exemplarele era prea mult pentru mine. Dar pentru că mi-au rămas 8 bucăți, exemplare dragi mie, m-au făcut să merg mai Bun. Departe. Și ultima întrebare cu care o să și încheiem video de astăzi este dacă ai avea un sfat pentru cineva care se apucă de iepuri. Ce ai recomandat tu? Nu știu, două, trei chestii, așa, într-un minut, un minut jumate să... Depinde ce vrea să facă. Dacă vrea să țină iepuri pentru carcasă,
atunci trebuie să-și facă adăpostul prima dată și să se gândească și la căldură. Deci să fie cu aerisire, pentru că la mine asta e problema cu aerisirea. Nu m-am gândit că cu căldură să-și monteze calorifer sau centrală termică. Deci nu, la iepuri îs rău de căldură. La frig rezistă, ca o blană. Mama dacă își face cuiburi bine, și iarna la minus 8 grade am avut cuiburi bune și numeroase. Dacă deci mama să e bună. Se gândească ce va face cu iepurașii, da. Adăpostul în primul rând. Adăpostul în primul rând, pentru că costă mulți bani și trebuie să investești. După ce ai exemplarele, hrana lor costă foarte mult și nu-ți mai permite nici timpul, nici banii ca să îi investești în adăpost. De aceea trebuie să-ți faci adăpostul prima dată, hrănitori, adăpători și după aia cumperi exemplarele. Am înțeles, Ariel. Asta e, așa aș face și eu dacă m-aș începe acum. Tu că acum ești experimentat, da, cu 20 și nu știu câți de ani de... Acum să dau foarte mulți bani pe mâncarea lor și nu mai pot să investesc în adăpost. Bun, eu îți mulțumesc frumos pentru interviu. O să mai încercăm să mai facem și alte interviuri cu tine. Îți urez succes în continuare și să ne auzim cu drag la un nou episod. Dacă aveți întrebări, sugestii sau orice altceva, rubrica de comentarii este liberă pentru a le face. La revedere, o zi excelentă!